Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Mireasma lui Hristos. Noi suntem o mireasmă a lui Hristos. 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 15. Noi suntem o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia o mireasmă de la moarte spre moarte, pentru aceia o mireasmă de la viață spre viață. Versetele 15 și 16 din 2 Corinteni, capitolul 2. Când armata romană câștiga o bătălie, se făcea paradă pe străzi cu prizonierii legați în lanțuri. În cadrul acestei sărbători, ardeau tămâie pe mai multe altare din oraș. Astfel, cei ce nu puteau vedea procesiunea știau că armata a triumfat pentru că puteau simți mirosul de tămâie. Mireasma era simbolul victoriei lor. Iar noi putem învăța de aici o lecție. Ca urmașii lui Hristos am fost chemați să ducem cu noi mireasma cunoștinței Lui. Versetul 14. Uită de mărcile renumite de parfumuri. Viața ta trebuie să fie pătrunsă de prezența lui Dumnezeu, ca oamenii din jur să o simtă. La urma urmelor, tu ești cea mai vizibilă dovadă că Iisus este viu în copiii Săi. În marile catedrale ale Europei vei vedea vitralii frumos pictate reprezentând evenimente importante din viața lui Hristos. Putem să-i apreciem astfel pe meșteșugari. Dar Dumnezeu nu are nevoie de ferestrele bisericilor pentru a-și spune istoria. Pentru asta, El folosește credincioși născuți din nou, ascultători și plini de râvnă. Ai observat vreodată că într-un cuplu, cu cât cei doi viețuiesc mai mult împreună, cu atât mai mult încep să vorbească și să se poarte la fel? La fel este și cu noi. Cu cât petrecem mai mult timp cu Domnul Iisus, vorbind cu El, meditând la cuvântul Său și stând în prezența Lui, cu atât mai mult oamenii vor fi interesați. Cu ce parfum te-ai dat?